cu filat cum a fost de. El a transmis materiale la câțiva deputați pe LDM în care mai are încredere, care trebuiau să organizeze o conferință de presă. Plus, paralel, de la acești deputați am primit și eu un mesaj, hai cumva, poate o facem împreună, că noștri cam am frică. Eu le-am spus cu mare plăcere, dacă sunt niște materiale, mai ales că eu le-am spus că și astăzi muncesc și eu foarte mult asupra unui material într-un stat din UE, nu-i spun din numire, dar vă asigur că o să fie breaking news și nu doar în Republica Moldova, și sunt de Plahotniuc, de activitatea lui ilegală. Mai este cât ceva în Federația Rusă, pe lângă un stat din UE. Și asta sigur că am vrut să-i susțin. După asta Filat secția 7, care este azi la Maie, la CNA, la SIS, care urmărește inclusiv și unii policieni, li s-a raportat chiar ca să pregătește o ieșire la mass-media din partea deputaților Peledimie, cu implicarea lui USAT și așa mai departe. Plahotniucul a decizia urgent să-l viziteze pe Filat. Filat a avut posibilitate să telefoneze unele rude, nu de pe telefonul care are dreptul oficial 20 de minute, da? Odată la nu știu cât timp. Dar i s-a dat un mobil, plus i s-a hotărât problema cu pedofilul, marți dacă nu greșesc, imediat după întâlnirea care a avut-o cu Plahotniuc. Și Filat vine cu mesajul, gata, nu mai colaborați cu USAT, nu ieșesc nicăieri, Plahotniuc mai eliberează la sfârșitul lunii aprilie. Și astăzi nu trebuie să admitem faptul ca să ne certăm cu Plahotniuc, ca să rămână aici și a stau mult și bine, înțelegeți? Vreau să așa nu, vă spun încă o dată, nu... Vă dați seama, iată că cunosc faptul că s-au întâlnit. Vă dați seama că cineva deschide ușa, cineva deconectează camerele de supraveghere, da, care merge și la serverul Ministerului Justiției. Deci rămâne, deci după aceste filmări spatele ridicat și de văzut cine a intrat cum. Adică mai mult persoane trebuie să fie implicate ca să ajungă Plahotniuc chiar în mod secret la Filat.